Mai sunt doar două zile până când se dă startul programului Rabla Classic și Rabla Plus. Anul acesta, Ministerul Mediului vine și cu o serie de noutăți. Vor putea fi casate două mașini pentru un ecobonus mai mare și bugetul este unul istoric în acest an. Pe 8 februarie, cei care își doresc o mașină nouă se pot înscrie la programul Rabla. Anul acesta însă intervin și o serie de modificări. Putem să predăm mai multe mașini în anul 2022. Putem să predăm două mașini pentru a beneficia de un stimul mai mare, de un stimul net mai mare. Putem ajunge la peste 12.000 de lei stimul pentru a cumpăra o mașină nouă, dacă predăm două mașini mai vechi de 15 ani și dacă cumpărăm o mașină cu emisii reduse. Prima de casare pentru programul Rabla Classic este de 6.000 de lei, iar în cazul în care sunt predate două mașini, prima este de 9.000 de lei. Acestor sume li se adaugă o serie de ecobonusuri. Se poate maximiza sprijinul financiar în cazul în care mașina nu este mai veche de 15 ani, dar respectă condiția să fi circulat cel puțin 6 ani în România, atunci incentivul, sprijinul este de 6.000 de lei. Și în cazul Rabla Plus se pot casa două autovehicule uzate. Finanțarea în acest caz este de 45.000 de lei pentru o mașină electrică și poate ajunge la 48.000 de lei dacă sunt casate două mașini. Pentru autoturismele hibrid plug-in, prima de casare este între 26 și 29.000 de lei. Anul acesta, finanțarea celor două programe este una record. Niciodată n-au avut cele două programe Rabla un buget de 1,24 de miliarde de lei, 1.240.000.000 de lei. Prin alocarea pentru Rabla Classic și Rabla Plus, eu mă aștept la un număr de 70-80.000 de mașini care vor fi scoase din circulație în 2022. Programul Rabla se va desfășura etapizat în fiecare lună pentru ca aprobările să fie date mult mai repede. Ministerul Mediului speră ca în 6 ani să fie scoase din trafic 250.000 de mașini care poluează în exces.